Temperaturile caniculare din ultimele zile sunt greu de suportat, așa că fiecare caută soluția optimă pentru răcorire. În timp ce unii aleg să stea în încăperi cu aer condiționat, alții găsesc răcorirea într-o înghețată sau lichide reci. Sunt însă tot mai mulți cei care aleg să se răcorească făcând o baie în lacuri, râuri, piscine sau în mare. Din păcate însă sunt situații în care apa nu aduce doar răcorire, ci poate duce chiar la deces. Tocmai de aceea pompierii le atrag oamenilor atenția să aibă mare grijă atunci când aleg să facă baie în locuri neamenajate sau dacă nu știu să nuate. În fiecare an, de când încep să crească temperaturile și până spre toamnă, pompierii sunt solicitați să intervină pentru a căuta persoane necate în râuri sau lacuri. Oamenii intră să se răcorească și fie nu știu să nuate, fie sunt trași la fund de curenți. E motivul pentru care pompierii recomandă atenție sporită atunci când intrăm în apă. În multe situații, curentul puternic, adâncimea apei și teribilismul pot duce la scenarii dramatice. Condițiile de înot pot fi imprevizibile, atât în râuri, lacuri, cât și în mare. Chiar și cei mai buni înotători pot obosi și pot suferi dureri musculare. Siguranța copilului este o prioritate absolută. De aceea reamintim cetățenilor să nu scape din atenție copiii și să-i învețe pe aceștia să se scalde doar în locuri special amenajate. În plus, copiii mici trebuie supravegheați în permanență de un adult, fie că sunt în mare, fie că sunt la piscină. Nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați în apă sau în apropierea acesteia, nici măcar în piscinele amenajate pentru cei mici. Și dați-le întotdeauna copiilor echipamentele speciale pentru siguranța înotului, precum colacul, aripioarele sau tubul gonflabil. La Timișoara, cea mai recentă acțiune a pompierilor de acest gen a avut loc zilele trecute. Timp de 3 zile, pompierii din cadrul subunităților de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat, împreună cu echipaje de scafandri din cadrul județelor Arad și Hunedoara, au desfășurat o misiune de căutare-salvare a unei persoane posibil dispărute pe canalul Bega în Timișoara. Ieri, 17 iulie, în jurul orei 14:39, pompierii militari au extras un trup al unui tânăr în vârstă de aproximativ 22-23 ani de pe canalul Bega. Până în acest moment, la nivel național, 4 persoane au murit înecate, iar alte 5 sunt date dispărute.